Astăzi am expediat patru scrisori la patru instituții prin care am sesizat Procuratura Generală, Comisia Națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, ca să investigheze dacă este adevărat sau nu, în baza tuturor faptelor și documentelor, și ba mai mult ca atât, să solicite contribuția și celor de la RISE cu toată informația pe care o au ei, în așa fel încât în timpul cel mai scurt posibil cele patru instituții să vină cu rezultatele investigației. Consider că o astfel de abordare este una corectă, deoarece vorbim despre credibilitatea instituțională, în primul rând, și credibilitatea Parlamentului Republicii Moldova. Eu, asumându-mi rolul de președinte a Parlamentului, mi-am asumat și niște angajamente și față de societate. În situația în care lucrurile se vor adeveri că eu sunt proprietar, deși, bineînțeles, consider că asta e o speculație, îmi voi da demisia din funcția de președinte a Parlamentului și mă voi supune acele investigații penale și a răspunderii penale pentru falsuri. În situația în care nu se va adeveri acest lucru, le voi cere celor de la RISE să vină cu dezmințirile și cu scuzele public făcute și, bineînțeles, și a mijloacelor de informare masă care au preluat această informație.